Ultimele zile ale lunii noiembrie nu vor fi caracterizate de temperaturi extrem de scăzute sau de cantități mari de precipitații. Deși temperaturile se vor încadra în limitele normale ale acestei perioade, vor fi și variații, atât termice cât și din punct de vedere al fenomenelor meteo. Astfel, în zilele ce vor urma vom avea și episoade de ploaie, dar și zile cu maxime de 16 grade. În săptămâna ce tocmai am intrat, putem să spunem că avem o săptămână cu variații și de temperatură și de fenomene, cum ar fi ploaia. Azi și mâine, începând de la noapte, vom avea ceva precipitații, dar nu însemnate cantitativ. Și mâine, în cursul zilei și poimâine, deci miercuri, joi vom avea o pauză, după care și vineri și sâmbătă vom avea din nou precipitații. Temperaturile vor varia și ele între 8 și 10 grade și cele minime între 3 și 5 grade, 6. Nu vorbim încă de temperaturi negative. Vântul va sufla slab și moderat. Cam acestea sunt fenomenele și temperaturile din săptămâna ce va să vină. Așadar, finalul lunii noiembrie, ca de altfel întreaga lună, va oferi mai multe zile de toamnă decât de iarnă. Veștile bune sau rele, depinde din ce unghi sunt privite, sunt că nici luna decembrie nu va fi bogată în precipitații și aici ne referim la ninsori. Potrivit meteorologilor, iarna se va instala cu adevărat în zona noastră abia la finele lunii decembrie, începutul lunii ianuarie, atunci când sunt prognozate primele ninsori.